Ancheta în cazul morții milionarului băcăuan Valeriu Damian indică tot mai clar că a fost vorba de un jaf ratat. În casă erau importante sume de bani și bijuterii la vedere. Agresorii l-au strâns pe o masă, dar au plecat fără ele. Ligia Pricope are mai multe amănunte. Ligia, bună seara, au fost prinși atacatorii? Bună seara, încă nu, deși polițiștii anunțau de aseară că sunt aproape să-i prindă. Din primele indicii avem de-a face cu niște ageamii. Odată intrați în casă, l-au imobilizat pe Valeriu Damian și i-au acoperit gura fără să-și dea seama, probabil, că omului e foarte greu să respire. Apoi au dat iama în bar, au băut două sticle de whisky și au început să strângă bijuteriile și banii de prin casă pe o masă. Când s-au întors în dormitor, afaceristul era deja mort, sufocat. Au încercat să-l resusciteze, dar a fost în zadar, așa că au fugit. Camerele de supraveghere i-au surprins pe cei doi, dar anchetatorii nu fac deocamdată publice imaginile, dată fiind notorietatea victimei și conflictele pe care le-a avut în trecut cu partenerii săi de afaceri, ipoteza unui asasinat la comandă nu este încă exclusă. Ligia, mulțumesc!